publică oferită de Focality În anul 1745 s-a născut Johann Gottlieb Gann. A fost un chimist și metalurgist suedez, cunoscut pentru descoperirea în anul 1774 a elementului mangan. În anul 1881 s-a născut George Enescu. A fost un compozitor, violonist, pedagog, pianist și dirijor român. Este considerat cel mai important muzician român. În anul 1883 s-a născut Coco Chanel. Este considerată una dintre cele mai mari creatoare de modă ale secolului al XX-lea, alături de nume precum Paul Poire, Christian Dior, Christian Lacroix, Gaela Roche, Nina Ricci sau Givenchy. Publicația Time a considerat-o una dintre cele mai influente femei ale secolului al XX-lea. În anul 1946 s-a născut Bill Clinton. A fost cel de-al 42-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, servind ca șef al executivului Statelor Unite două mandate complete de patru ani. Între 1993 și 2001, Bill Clinton a fondat și conduce fundația care îi poartă numele Clinton Foundation. În anul 1662 a murit Blaise Pascal. A fost un matematician, fizician și filosof francez, având contribuții în numeroase domenii ale științei, precum construcția unor calculatoare mecanice. În urma unei revelații religioase, în anul 1654, acesta abandonează matematica și științele exacte și își dedică viața filosofiei și teologiei. În onoarea contribuțiilor sale în știință, numele Pascal a fost dat unității de măsură a tensiunii, precum și a unui limbaj de programare. În anul 1891 a murit Teodor Aman. A fost un pictor și grafician, pedagog și academician român, întemeitor al primelor școli românești de arte frumoase de la Iași și București. În anul 2014 a murit Dinu Patriciu, a fost un politician și om de afaceri român care a activat în domeniul petrolier, bancar și imobiliar. A murit la vârsta de 64 de ani din cauza unui cancer la ficat. În anul 1917, în cadrul bătăliei de la Mărășești, a avut loc atacul cămășilor albe din regimentul 32 Infanterie Mircea. În anul 1943 are loc semnarea acordului de la Quebec dintre Statele Unite ale Americii și Marea Britanie privind realizarea bombei nucleare. În anul 1960, se lansează Sputnik 5 cu căței Belka și Strecla, 40 de șoareci, 2 șobolani și o varietate de plante de la bord. A doua zi, la întoarcerea pe pământ, toate animalele erau sănătoase. În anul 1979 a fost inventat CD-ul. Acest lucru s-a produs într-o periferie a orașului Hanovra din Germania. În anul 1989, la picnicul paneuropean de lângă Șopron cu ajutor maghiar, peste 600 de cetățeni est-germani fug în Occident. Acesta este sfârșitul RDG-ului. Această rubrică a fost oferită de Focality.